chestiunea infrastructurii instanțelor și parchetelor este o chestiune serioasă și gravă. Numai dacă luăm, deci nu vorbesc numai de instanțe în țară, dar dacă luăm sediile sistemului judiciar din România, eu vă spun așa, Consiliul Superior al Magistraturii stă cu chirie din 2004, DICOT-ul stă cu chirie de acum un an și ceva, Inspecția Judiciară stă cu chirie. Iar în alta curte, pentru noastră jurnaliști acreditați pe justiție care mergeți acolo, ați văzut că pentru cineva care ar intra pentru prima dată și pentru mine că mi-am preluat mandatul, aveam impresia că se mută curtea, pentru că sunt cu fișetele, cu dosare pe holuri. Deci avem o problemă gravă de infrastructură, iar în țară sunt instanțe care nu numai că sunt neîncăpătoare, dar clădirile trebuie reabilitate. Și a existat de-a lungul ultimilor ani un proiect ambițios și vizionar de reabilitare al acestor instanțe, inclusiv cu fonduri care au provenit din împrumuturi de la Banca Mondială. Continuăm acest demers, dar și cu fonduri care provin din veniturile proprii bugetare. Sigur că ar fi de dorit ca în București să găsim un amplasament și s-a vorbit despre cartierul de justiție, care în același perimetru central să reunească toate instituțiile judiciare din București, care deservesc nu numai București, dar în alta curte, în fine, deservește o țară întreagă. Aici nu am avansat pentru că sunt de clarificat chestiuni cu privire la situația juridică a terenurilor, însă suntem în discuții cu colegii de la MEDERAP, de la Ministerul Dezvoltării și Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, deci cu vicepremierul Dâncu, discutăm astfel încât să vedem cum anume putem proceda pentru a clarifica situația juridică a acestor terenuri și sigur că în măsura în care MEDERAP-ul, care este cel care implementează acest proiect, clarifică această situație, Ministerul Justiției nu va fi decât încântat să continue proiectul. Însă trebuie aici, ca să nu creăm un cadru al așteptărilor foarte mare, să spunem că în situația în care un asemenea cartier de justiție ar demara efectiv construirea lui, că vorbim de un orizont de timp de 5-7 ani, deci nu se va întâmpla peste noapte. Dar chestiunea sediilor este o chestiune veche și face parte din acea lipsă a resurselor despre care vorbeam. Lipsa finanțării, că de-aia n-avem sedii noi.